Doamnelor și domnilor, bun găsit la jurnal. Iată care sunt pentru început cele mai importante titluri ale zilei. De kilograme de banane au fost confiscate de polițiști. Asociația Nevăzătorilor începe cursurile de scriere și citire în alfabetul Braille. Atenție la hoții din locuințe! de kilograme de banane și o remorcă plină cu grâu, fără acte de proveniență. Aceasta au descoperit polițiștii bistrițeni în urma unor controle efectuate pe drumul din județ. În cursul zilei de ieri, polițiștii bistrițeni au depistat în cadrul unor controle pe drumurile din județ două autoutilitare care transportau marfă fără a avea acte de proveniență. În una dintre mașini au fost descoperite 1800 de kilograme de banane, confiscate ulterior de oamenii legii. În 8 august 2009, la orele 11:50, a fost depistat în trafic pe DN17 în Tiha Bârgăului un autoturism care transporta o cantitate de 1800 kg de banane, autoturismul fiind înmatriculat în Irlanda. În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au constatat că conducătoarea auto care transporta cantitatea de banane nu deținea formele legale de proveniență și transport, iar marfa a fost ridicată în vederea confiscării. Cercetările vor continua de către Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Bistrița Năsăud. Cel de-al doilea șofer care transporta grâu fără a deține atestat profesional și licență de transport a fost amendat cu 1000 de lei, iar firma cu 20.000 de lei. Atenție la hoții din locuințe! Este mesajul transmis de polițiștii bistrițeni către cetățenii județului. Chiar dacă numărul furturilor din locuințe a scăzut comparativ cu anul trecut, trebuie să respectăm câteva măsuri de siguranță. Aparatele de uz casnic, bijuteriile și tablourile de valoare sunt la mare căutare pentru hoții din locuințe. E suficient să lăsăm un geam deschis sau să avem o încuietoare slabă la ușă. Ingeniozitatea acestui tip de infractor depășește așteptările noastre. Chiar dacă în primele 6 luni ale acestui an numărul furturilor din locuințe a scăzut cu 6% față de aceeași perioadă anului trecut, e obligatoriu să respectăm câteva reguli simple. În ultima perioadă de timp, pe raza municipiului Bistrița s-au înregistrat un număr mare de furturi din locuințe, case în construcție, cabane și anexe gospodărești. Multe din aceste spargeri pot fi prevenite, de aceea vă recomandăm să nu dați informații la vecini, prieteni sau cunoștințe despre programul dumneavoastră de serviciu, precum și în legătură cu perioada de concediu. De asemenea, încercați să montați încuietori rezistente cu sistem de închidere în interior la toate căile de acces în locuință. Asigurați-vă și verificați-vă toate căile de acces în locuință atunci când părăsiți locuința pe o perioadă mai lungă de timp. Păstrați cheia în permanență asupra dumneavoastră și nu o ascundeți în locuri accesibile. Montați vizoare la ușile de acces în apartament pentru a putea vedea persoanele aflate pe hol sau în casa scărilor. Nu permiteți accesul în locuință persoanelor care apelează la mila dumneavoastră sau sub pretextul că sunt instalatori sau deratizatori, vor să realizeze activități specifice în locuință. Instruiți copiii referitor la anturajul acestora, precum și la faptul că nu au voie să deschidă ușa de acces necunoscuților sau să își înstrăineze cheia ușii de acces în locuință. Fiți așadar atenți la cum vă lăsați locuința atunci când plecați în oraș și pe cine lăsați în casă. Muncitorii firmei Geiger execută și astăzi lucrări în 5 localități de pe raza județului. De asemenea, aceștia lărgesc drumul din apropierea gropii Sărății pentru a fluidiza circulația din zonă. Încă o zi plină pentru angajații firmei Geiger. Pe lângă lucrările cu care ne-am obișnuit în ultimul timp legate de podul de peste Meleș din Beclean, turnarea de asfalt în Reteac și Bața și amplasarea de rigole și podețe în Vișoarea și Uriu, astăzi s-a lucrat și la lărgirea drumului din zona gropii Sărății. Aici executăm o mărire intersecției. Proiectul a venit cu puțină întârziere, de aceea va trebui lucrat și la acest podeț. Acum executăm lucrurile de terasamente, urmând să venim și cu lucrurile de asfalt. Localități, stați cum? Cu asfaltul, să spunem că suntem în grafic, am ajuns în Bața. Săptămâna asta vom termina până în capătul, până la limita de județ.
urmând să începem, sper, săptămâna viitoare din Șintereac, de unde am rămas, spre Bistrița. Iar în Vișoara, cu podețele? În Vișoara, podețele sunt gata în proporție de 90%. Sper până la sfârșitul săptămânii să terminăm și cu, și cu șanțurile, pentru a nu mai avea probleme cu evacuarea apelor. Am înțeles că aveți câteva plângeri de partea cetățenilor legate de podețe. Sunt. Și unele sunt justificate. Încercăm să le, să le rezolvăm pe toate în cel mai scurt timp. Un pic de înțelegere trebuie să manifeste și cetățenii, că nu putem muta echipele în fiecare zi la o cerere sau la o reclamație, dar problemele se vor rezolva. De ce se execută această lucrare față de proiectul inițial? Pentru că proiectantul a considerat, probabil aici a fost și influența poliției, care a avut foarte multe evenimente în zonă, și a regândit proiectul pentru o intersecție puțin mai modernă, cu bandă de încadrare și pentru cei care merg spre Sărata și pentru cei care ies de la Sărata. În plus e o bandă pentru cei care merg tot înainte spre Beclean, spre Dej, pentru a fluidiza circulația și pentru a nu mai exista aceste accidente care în această zonă au fost numeroase. Ați aplasat și un sens giratoriu aici sau nu? Nu. Singurul sens giratoriu pe care îl avem în proiect este cel de la intersecția cu drumul de centură, dar va fi mai o intersecție mai largă în care sperăm să nu se mai producă evenimente. Vom reveni și mâine cu noutăți de la Geiger. Au vrut să devină jandarmi sau polițiști. Salariile atractive primite de cei care lucrează în aceste domenii i-au făcut pe 130 de tineri să își încerce norocul la concursurile organizate la instituțiile de învățământ de profil, cum ar fi Academia de Poliție sau școlile militare de subofițeri jandarmi. Drumul pentru îndeplinirea acestui vis a fost anevoios pentru majoritatea candidaților. Dintre aceștia, doar 43 au trecut probele eliminatorii. Și în acest an, începând cu 1 martie, Inspectoratul de Jandarmi a organizat recrutarea și selecționarea candidaților în vederea susținerii examenelor de admitere la instituțiile militare de învățământ ale Ministerului Administrației și Internelor și ale Ministerului Apărării Naționale. Oferta educațională a fost extrem de diversificată, oferind specializări în domenii precum ordine și siguranță publică, management economico-financiar, calculatoare și sisteme informatice, tehnică auto, artilerie și aviație. Popularizarea ofertei educaționale a fost realizată prin afișe promoționale, discuții avute cu absolvenții claselor a 12-a, organizarea unor puncte de informare, documentare, precum și prin desfășurarea zilelor porților deschise la sediul Jandarmeriei Bistrițene. Se pare că tinerii din județul nostru s-au arătat foarte interesați de oferta educațională a celor două ministere, peste 100 de tineri înscriindu-se la examene. Astfel, 41 de candidați, fete și băieți, și-au depus candidatura pentru Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București. Doi tineri s-au îndreptat spre Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu. Cei mai mulți au ales să